în studioul nostru de televiziune sunt prezenți Marius Constantin Budăi, ministrul Muncii și Justiției Sociale, și Sorin Vrăjitoru, deputat PSD de Călăraș. Domnilor, bine ați venit în studioul nostru de televiziune. Bună ziua dumneavoastră, bună ziua celor care ne urmăresc la această oră și mulțumesc organizației PSD de Călăraș că m-a invitat să discut și cu o parte din pensionari și cu o parte din populația din Călăraș. Să luăm pulsul, așa cum se spune, de la firul iubirii și să încercăm să mai rezolvăm din ceea ce populația reclamă. Domnule ministru, probabil că este cel mai greu minister din ceea ce aveți în perioada aceasta de guvernat. Asta și pentru că suntem într-un județ în care, din păcate, veniturile atât din salarii cât și din pensii au fost dintotdeauna destul de mici comparativ cu restul țării. Știți, probabil că aici se trăiește mai mult cu salariul minim pe economie. Din punctul acesta de vedere, ce ați avea să le spuneți pensionarilor, ei în mare majoritate fiind cu pensii foarte mici? Avem această gândire implementată de câțiva ani, de când am intrat la guvernare cu pauza din 2016, și anume baza piramidei, baza a ceea ce se întâmplă în pensii, pe lângă măsurile de creștere repetată a valorii punctului de pensie, să mai implementăm câteva măsuri care să ajute, așa cum am spus, pe cei cu pensii. Și eu aduc aminte doar câteva aspecte. Unu, până la 1050 de lei nu se impozitau pensiile în trecut. Noi am majorat acest prag, ne-am dus la 2000 de lei, dar nu numai că am majorat pragul și am spus nicio pensie sub 2000 de lei nu se impozitează, am spus, domnule, scădem și rata impozitului, adică de la 16 la 10%. Am spus la un moment dat, domnule, nu mai avem asigurare de sănătate, pentru că acești oameni au plătit, iată că un 5,5% iarăși, și nu le mai luăm asigurare de sănătate, iar am mărit atât cât bugetul o permite, până la 990 de lei valoarea pensiei pentru acei pensionari care pot lua rețete compensate valoare de 90%. Încercăm ca prin aceste măsuri, pe lângă creșterea repetată a valorii punctului de pensie, și baza veniturilor să crească și pentru acești pensionari cu pensiile cele mai mici. Acum, așteptările sunt foarte mari, începând cu 1 septembrie, marea majoritate a populației, și mă refer la cei care sunt deja la pensie, se gândesc că vor mai primi o gură de oxigen, uitându-ne și la explozia prețurilor. Și mă refer aici atât la majorarea prețului la gaze, la combustibili, la energie, cât și la ceea ce se întâmplă în piață din cauza fenomenelor meteo, haideți, absolut neprevăzute, la care nu s-ar fi gândit nimeni. Haideți să clarificăm câteva aspecte și vis-a-vis de creșterea prețurilor și vis-a-vis de creșterea salariilor și a pensiilor. Eu am prezentat transparent pe televiziunea națională rata medie a creșterilor salariilor și rata medie a creșterilor pensiilor și, bineînțeles, creșterea indicilor prețului de consum. Am arătat foarte clar că în jur de 29-30% este creșterea pe salarii, 28-29% pe pensii. Rata medie, mă refer. Transparent am spus că inflația pe 2017 și 2018 este de 6,8%, cei 2 ani cumulați. Da. Deci 6,7% din 28, iar că demonstrează că puterea de cumpărare netă este crescută cu 21%, aproape 22%. Sigur că nu e suficient. Sigur că mai avem multe de făcut. Dar tot ce se leagă de guvernarea PSD se leagă doar pe plus în veniturile românilor, niciodată pe plafonare sau pe minus. Suntem conștienți, nu ne lăudăm cu acest lucru, dar suntem conștienți că mai avem multe de făcut, dar nu poate nimeni să ne acuze că nu am făcut nimic. Domnule deputat, dumneavoastră ați avut o inițiativă în Parlament, în Camera Deputaților, printr-un amendament adus la Legea Muncii, se referă la populația din municipiul Călăraș și din zonele limitrofe.
afectată de ceea ce a însemnat industrializarea în municipiul Călăraș și, în mod special, fosta platformă siderurgică din municipiul Călăraș. Cu 2 ani mai devreme ați propus dumneavoastră să iasă la pensie cetățenii care au stat vreme îndelungată în municipiul Călăraș și au locuit aici, mai ales că știm că, din păcate, sunt și mulți care au de suferit, au probleme de sănătate ca urmare a activității desfășurate pe platforma siderurgică. Bună ziua și bun găsit, vă spun și eu, și încep prin a-i mulțumi domnului ministru Budăi pentru vizita pe care dânsul o efectuează astăzi în județul Călăraș. Mulțumim, domnul ministru. Amendamentul propus la legea 263 pe 2010, legea pensiilor. Cred că am spus altceva, cred că am spus legea, codul muncii, da. La legea pensiilor, este amendamentul la articolul 65, amendamentul 5, da. Prin care dă dreptul persoanelor care au locuit 30 de ani în municipiul Călăraș, datorită factorului de poluare remanentă, și aici am identificat în cadrul combinatului siderurgic de la Călăraș uzina coxochimică, și facem o paranteză, uzina coxochimică este trecută într-un nomenclator la nivel național ca și sit contaminat remanent la poziția 74. Acest factor poluant, precum și alți indicatori care i-am avut în vedere prin determinări de mediu și am luat pentru documentarea acestei inițiative legislative, avem de numeroase analize făcute nu numai acum, și în trecut, prin care s-au depășit normele de mediu, m-au condus la ideea și la faptul că de a depune această inițiativă legislativă pentru ca și călărășinii să beneficieze de aceste drepturi legale prevăzute în legea 263/2010, legea pensiilor. Astfel, cei care au domiciliat 30 de ani în județul Călăraș să beneficieze de reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 ani de zile, fără să le fie afectate drepturile bănești. Ok, este trecută, înțeleg, de Comisia de Muncă. Nu, a fost adoptată de Senat, ea se află în Camera Deputaților. Așa. Țin să menționez și vreau să mulțumesc încă o dată domnului ministru Budăi, fiindcă am avut și călărășini, au sprijinul dumnealui și dânsul a semnat pe inițiativa legislativă pentru călărășeni. Și stă în așteptare acolo. Nu, este lege organică. Este lege organică. Deci trebuie să intre și, în dezbatere. Și are un parcurs legislativ un pic mai greu. Dar mai e o chestiune aici. Noi, după ce trebuia să avem promulgat legea pensiilor, legea nouă a pensiilor, trebuia să intre și am explicat colegului meu și am avut discuții atunci, imediat trebuie să dăm o hotărâre de guvern, unde să rearanjăm aceste localități din România, unde se impune, pentru că mai sunt acum unde deja se pensionează cu 2 ani înainte, dar cum e colegul meu și a venit cu această problemă, poate mai e cineva și mai semnalează problemă, trebuia să facem o hotărâre de guvern în care să facem o anexă cu toate aceste localități. Se pare că domnul președinte blochează tot, de la programul de roșii până la legea pensiilor, până la orice lege, o să fim, cred că, nevoiți, ca în termenul cel mai scurt, să-i aprobăm amendamentul, să-l transformăm în lege și abia după vom vedea noi când se va promova legea, să putem face acea rearanjare pe hotărârea de guvern. Poate cuvinte mai avem de așteptat. Nu foarte mult. Nu, că, haideți să dau un exemplu. Vedeți, noua legea pensiilor este specificat faptul că de la 1 septembrie 2019 valoarea punctului de pensie se mărește de la 1100 la 1265. Deci va fi o creștere de pensii pentru toți beneficiarii, toți pensionarii. 49 milioane de pensionari, aproximativ 5 milioane. Acest lucru noi l-am preîntâmpinat. Că noi am spus, dar nesigur o să atace legea doar de dragul de a ataca. Și ați văzut și dumneavoastră motivarea de ianalte a Curții Constituționale, care spune că din peste 180 de articole, 3 aliniate, deci nu 3 articole, 3 aliniate din cadrul unui articol, trebuie o clarificare pe ele, nici de cum că sunt neconstituționale. Deci doar clarificări. Doar clarificări. Dar e jocul ăsta de a, haideți să atacăm tot, haideți să punem stop dezvoltării României și măririi veniturilor populației. Pentru că asta este, că atunci când tu ataci un program, spunem că legea pensiilor, legile justiției, putem intra în orice dezbatere, dar când tu programul pentru roșii, ca să dai subvenții unor persoane care vor să cultive roșii și că ăsta l-ai tacat la curte, când legea pensiilor, care e pentru
oameni, nu e pentru politicienii care pleacă acasă cu legea pensiilor, e pentru oameni, pentru măriri de venituri, care prevedeau mărirea veniturilor pensionarilor în acest an, a fost atacată la curte. Am spus, doamne, nicio problemă, preluăm în ordonanța 114, așa o ordonanță pe care ei vor să o abroge, preluăm aceste măriri ale valorii punctului de pensie, le trecem acolo, o ordonanță dată de guvern, devine lege și am închis situația. Am avut pe toți anii 2017-2018 de declarații responsabile, le-am spus eu la un moment dat și susțin acest lucru, pentru că doar necunoscând viața unui pensionar poți să faci astfel de declarații și să-l sperii într-una că nu sunt bani de pensii și că nu vă mai plăti pensii. Din 2017 până acum asta aud într-una. Inclusiv de la tribuna Parlamentului. Am un mesaj pentru toți. Am fost, și aici o să mă întâlnesc cu, după emisiunea noastră cu pensionari, am fost și în Valea Jiului și în alte locuri din țară și oamenii aproape cu lacrimi în ochi mă roagă să le transmit colegilor din opoziție să-și vadă de treaba lor, să-și facă campanie, dar să nu se joace cu sănătatea pensionarilor prin astfel de declarații. Am făcut apel la colegii mei din opoziție, fac și aici în Călăraș, dacă cineva ar vrea să facă un exercițiu de imaginație, sunt disponibil să merg cu el în orice localitate din România, unde alege el, să intrăm în casa unui pensionar și să-i spunem, bunicule, din mâine ăsta nu se mai plătește pensie. Să-i vadă privirea, să-i vadă expresia feții și probabil lacrime din ochi și după aia poate le va înțelege viața și nu-i mai... Nu-i vor mai folosi, practic, în scop politic. Au folosit și persoanele cu dizabilități, și pensionare și așa mai departe. Deci, este o chestiune, de aia spuneam că nu va dura mult ca să revin de unde am plecat, chiar dacă nu trecem nici acest blocaj. Dacă după reformularea acestor trei aliniate și înaintarea către președinte nu va urma promulgarea și va căuta tot fel de chichițe, fie să retrimită la reexaminare în Parlament, fie altceva, că au atacat-o PNL-USR, acum s-o poate să atace și dumneavoastră, domnul președinte, noi vom găsi cu siguranță soluția, așa cum am spus până acum, și vom aproba ceea ce avem de aprobat. Domnul deputat? Domnul președinte Iohannis, cum spunea și domnul ministru și colegul meu din cameră, blochează absolut tot. De la legea pensiilor, și aici revin pe domeniul meu de activitate, fiind deputat la Comisia de Agricultură, legea reproducției pentru suine și pentru sectorul avicol a fost de asemenea contestată și blocată la Curtea Constituțională. Este normal? Întreb. Noi nu putem în România să mai facem carne de porc și carne de pui decât dacă ne dă voie Curtea Constituțională? Că așa vrea domnul președinte? Bineînțeles că n-a fost nicio problemă, dar... Nu a fost nicio problemă, dar s-a întârziat acest proces. S-a întârziat aplicarea. Vă aduceți aminte, în ianuarie 2017, când nu a vrut să ne numească guvernul, noi am spus atunci că reducem acele 102 taxe. Ei, în loc să le reducem de la 1 ianuarie, că dacă în decembrie ne punea guvernul, puteam de la 1 ianuarie să le reducem, iată că oamenii au mai plătit încă o lună taxele și le-am redus de abia de la 1 februarie. De la început a făcut dumneavoastră așa. Acum, revenind la problemele... Da. Mai avem o completare pe cele două legi. Deci au fost contestate la curte. Curtea ne-a dat dreptate că putem să facem carne de porc în România și carne de pui. Și pe urmă ce a făcut? Au spus că este ajutor mascat de stat și l-a trimis la Bruxelles. Dar noi notificasem comisia despre deci ce vrem să facem. Bruxelles știa. Dar numai să pune piedici peste piedici pentru cetățenii români. Cred, altfel nu mai înțelegem nimic. Adică dumneavoastră o priviți în cheie electorală sau cum? Păi atunci când din prima lună de guvernare te-ai pus de acum mezișul, din prima lună de guvernare te-ai poziționat de o parte a electoratului. Poți să spui că tu mai ești acel echidistant președinte? Hai să mă pun împotriva ăstora să mai aibă rezultate la guvernare ca să mai vedem noi în 2020. Adică tu vrei să, în 2020 la alegeri, că tu vrei să sacrifici tot pentru rezultatul tău electoral? Asta așa se face politica în România? Domnule ministru, clasa politică din România ne surprinde continuu. Eu cred că... Plăcut sau neplăcut? Eu cred depinde. Că suntem în situația în care să spunem stop, indiferent din ce parte facem parte. Credeți că avem politicieni care să facă politică la nivelul la care ar fi așteptările? Că suntem țară europeană. Eu cred că ușor vom avea, dacă vom avea inteligența și acea sclipire în care să nu mai punem tineri vis-a-vis vârstnici și invers. Să nu mai punem angajați
în privat vis-a-vis de angajați la stat și invers. Să nu mai punem categorii sociale una împotriva altei. Aici e problema noastră. S-a semănat prea multă ură, s-a radicalizat foarte mult societatea noastră. Vom avea de lucru până să ajungem aici, dar ar trebui... Cam cât credeți că am avea de lucru așa? Noi toți și dumneavoastră, cei de la guvernare... Eu cred că aici cu toții trebuie să facem efortul, nu numai politicienii. E greu, domnule ministru. Ba da, pentru e greu, clar că e greu, sunt cred că și... diferențe uriașe, inclusiv între salariați despre care vorbeați dumneavoastră. Mediul privat, de exemplu, din județul Călăraș, că despre asta vorbim, e cam la jumătate cu salariile față de administrația publică. Haideți să fim corecți, dacă vreți să mergem în direcția aia cu discuția și să spunem așa, când li s-au tăiat salariile celor de la buget, unii din mediul privat s-au bucurat, nu știu ce urmează și pentru ei. Au fost atunci situații în care mediul privat a cules vârfurile din angajații de la stat, le-au plătit ei bine și i-au luat de acolo. Acum situația acum s-a întors. Dar noi am întors această situație, dar în același timp oferim și mediul de afaceri foarte multe facilități, subvenții și tot ceea ce considerăm noi o fiscalitate. Știți că fiscalitatea în România este a doua după Irlanda? Da, am văzut. În coada tabelului. Deci suntem cu o fiscalitate extrem de redusă și așa o vom menține. Dar, numai asta, prin Ministerul Muncii acordăm sprijin pentru ucenici, pentru persoane tinere, pentru tot felul de... Să primești totuși 2250 de lei lunar pentru ucenic să-l formezi. Eu cred că este un sprijin destul de consistent. Numai de mult am introdus impozitul de 1% din venit. Deci, acordăm și mediul de afaceri, noi nu facem numai invers, tăiem și atât, nu. Acordăm și mediul de afaceri subvenții. Sigur că punem presiune și mărim un pic salariul minim, deoarece este un studiu și se găsește pe site-ul Eurostatul, ne spune că productivitatea românului la această dată este cea mai mare din Uniunea Europeană. Da. Da? Noi avem, media Uniunii Europene spune așa, la 1 euro plătit un salariat 1,62 produce și noi suntem la 2,17. Peste 2, da. Da. Deci este loc și nu mai mult de atât și nu știu dacă știți, eu vă spun, am fost președinte Comisiei Buget Finanțe și mă simt mă simt extrem de confortabil între cifre. Mă simt extrem de confortabil între cifre pentru că am lucrat de mic cu ele și tot ceea ce înseamnă capital în România, ce înseamnă împărțirea uzufructului, rezultatului muncii, activității unei societăți comerciale, în România se împarte 60% merge la capital, la patron și 40% la angajat, ori în țările dezvoltate este tamam invers. Da? Deci cu toții avem adică de lucru. Mai e de lucru. Mai e mult de lucru. Și nici nu sunt stimulați și angajații cu performanță. Cu toții avem... uitați că o să se schimbe paradigma, pentru că noi, dacă vă aduceți aminte, unul din propunerile pe care ne-am făcut în programul de guvernare spunea cam așa, pe lângă mai mulți rămân în clasa de mijloc și tot ceea ce ne dorim noi să facem în continuare cu creșterea veniturilor populației, dar am spus că România nu trebuie să mai fie acea țară cu forță de muncă ieftină și necalificată. Atunci ce facem? Planul de școlarizare pe acest an prevede un număr de peste 60.000 de locuri în învățământul profesional și dual. Mare atenție este un lucru la care îl țin. Foarte mult calculători din asistență socială, o parte din aceste locuri la profesională sunt date și pentru persoanele cu dizabilități. Ne gândim și aici că avem și ceva de făcut și aceia sunt oamenii noștri, sunt românii noștri. Dăm aceste măsuri pe ucenicie, calificăm persoanele, practic, cum ar spune noi, împușcăm doi iepuri cu un singur glontesc și atunci spunem în felul următor. Mediul privat primește o gură de oxigen prin acești 2250 lei, dar și persoanele se califică. Este foarte adevărat. Atunci, marea problemă a momentului o reprezintă lipsa forței de muncă, fie că vorbim de forța de muncă înalt specializată, fie că vorbim despre forța de muncă aceasta despre care tocmai ați vorbit dumneavoastră, ceea ce nu până de mult timp numeam meseriași, instalatori, iată.
dulgheri, tâmplari și așa mai departe, electricieni, par să fie dispărut aproape meseriile astea. Haideți să vă dau și o veste bună. Știți că anul trecut, în preajma zilei de 1 decembrie, mai precis pe 28 noiembrie, am avut la Alba Iulia o ședință de guvern, da, dedicată celor 100 de ani de existență a României moderne. Și acolo am semnat două memorandumuri extrem de importante. Un memorandum cu cei din învățământ, da, și nu o să intru foarte mult acolo, dar un memorandum cu patronatele în construcții, unde am declarat, domeniul construcțiilor, domeniul prioritar pe următorii 10 ani și am ridicat nivelul salariului minim la 3.000 de lei, cu precizarea că nicio persoană nu va primi mână mai puțin de echivalentul în lei a 500 de euro, urmând ca fiscalizarea să fie evident mult mai mică, urmând ca după aceste discuții să ne întâlnim cu patronatele și cu sindicatele. Am făcut acest lucru și am creat bursa locurilor de muncă în primă fază în mediul online pe site-ul EURES. Am discutat cu informaticienii din cadrul Ministerului și le-am solicitat ca în termenul cel mai scurt să-mi transforme acest site dedicat muncitorilor noștri, românilor noștri care vor să întoarcă acasă, scuzați-mă, și mai mult de atât să-mi facă și o aplicație pentru telefon. Pentru că cei care doresc să fie informați în mod util și rapid de locul de muncă, cred că în 2-3 săptămâni închid această chestiune. Deci putem să vă contactăm și vom avea niște date concrete. Avem și acum. Da, pentru că există site-ul EURES, ne-am postat aceste locuri de muncă, lucrăm pe ele, dar vreau să îmbunătățesc site-ul. Vă spun. Vreau să îmbunătățesc site-ul și mai mult de atât să creez o aplicație pentru telefon care să ne lege direct la acest site, să putem lucra mai ușor, să le fie mai ușor oamenilor să intre pe acest site. Spre bucuria mea, peste 150 de persoane deja din Italia și din Franța au semnat contracte de muncă să se întoarcă acasă. 4 loturi de câte 25 de persoane de la nivel național care plecau pentru o firmă de plasare forță de muncă din București și 2 loturi de câte 50 de persoane, adică 200 de persoane au renunțat să mai plece și s-au reîntors la angajatorii lor. E mult, e puțin. Eu la un moment dat, vă spun că am făcut o bursă a locurilor de muncă în ianuarie pentru persoanele cu dizabilități și am fost întrebat de colegi de noastră de la presa națională ce îmi doresc de la această bursă a locurilor de muncă și câte persoane îmi doresc să. Și am răspuns atunci spre uimirea lor inițial, dar ulterior m-am înțeles și spun că eu, pentru mine, și o persoană cu dizabilități, dacă se angajează astăzi, este un câștig. De ce? Acea persoană îi scoatem din acei 4 pereți al lui, din confortul lui. Îl ducem în societate. Îi demonstrăm lui, acele persoane cu dizabilități, că este util societății, dar foarte important demonstrăm și societății că avem nevoie de aceste persoane. Iată că asta era răspunsul. Pentru mult sau nu vis-a-vis de număr de persoane care se întorc în țară. Am avut bucuria că atunci, în acea zi, să angajez la nivel național peste 500 de persoane cu dizabilități. A fost un succes enorm și e ok că a fost așa. Continuăm pe această linie. Continuăm pe a ne duce românii din Uniunea Europeană acasă. Unii se vor întoarce, unii au deja familie acolo, unii, nu știu, nu va fi ușor. Dar pași trebuie să facem și trebuie să încercăm. În paralel, deschidem și acel contingent pentru lucrătorii non-UE, că nu avem ce face, asta e situația, vă aduceți aminte după Revoluție, noi lucram în Serbia, sârbii lucrau în Italia, Italia lucrează în Franța. Pe asiatici la noi mai ales. Da, dar nu acel număr care se spunea 500.000 de pakistanieri și mai nu știu ce, nu. Lotul, contingentul pentru anul acesta este de 20.000. Dacă va fi nevoie, vom suplimenta și niciodată contingentul nu se adresează unei singure țări. Contingentul este pe toate țările non-UE. Eu mă bucur că domnul ministru Budăi aduce niște clarificări și chiar asta extrem de grea de altfel cu care se confruntă România, cu care se confruntă mediul de afaceri. Mai avem o frază și cu asta închid. Am văzut recent un studiu care spune, un studiu din presa germană, deja nemții se plâng că muncitorii noștri nu mai vor să mai vină zilieri la ei în Germania, pentru că încep și aici să câștige cât de cât. Mai mult de atât, un lot de persoane din Germania care a venit în România și a semnat precontracte și a semnat intenția de a se angaja în domeniul construcțiilor la noi, când s-au întors în Germania și le-au spus acelor angajatori că noi de mâine au primit mărire de salarii. Instantaneu, aveau 1700-1800 de euro, instantaneu au primit câte 700-800 de euro mărire de salarii. E concurență,
Asta vreau să spun, problema lipsei forței de muncă și mai ales a lipsei de forță de muncă calificată este peste tot. Acum rămâne fiecare guvern va ști să gestioneze problema, da, domnule? În emisiunea trecută vorbeam cu chiar aici în studiul la dumneavoastră despre deplasarea pe care am avut-o în Italia și vă spuneam că împreună cu ambasadorul nostru de acolo am vizitat o fermă agricolă de anghinare în care am găsit muncitori români. Da. Și știam de proiectul domnului ministru cu acea bursă online cu... Și dumneavoastră, la un moment dat, m-a întrebat, se va pune în aplicare, se va face? Domnul ministru a venit astăzi și a confirmat că facem lucrurile pentru țara, pentru România și pentru români, să ne aducem înapoi acasă, ca și forță de muncă. Da, să aducem acasă, să-i plătim cum trebuie, decât să stea în Italia pe un salariu mediu pe zi de 20 de euro. Ca și inițiative legislative, în momentul acesta, la Camera Deputaților, mai aveți ceva în plan? Pot să vă spun că, cred că săptămâna viitoare sau în două săptămâni depunem, împreună cu colegii, câțiva colegi de-ai mei, este aproape finalizată inițiativa legislativă, tot în domeniul agricol. Vrem ca să modificăm codul fiscal, să aducem un amendament la codul fiscal, la articolul 105, aliniatul 2, pe lângă cele 14 categorii de produse vegetale care sunt scutite pentru impozitul pe venit, să trecem și căpșunile și arbuștii fructifera, afine, smeură și tot ce intră în această categorie. Avem niște proiecte pe aici nou înființate cu astfel de Avem niște proiecte și vă spun acum din campania electorală în județul Călăraș și am întâlnit câțiva fermieri care au venit din Spania, unde au lucrat la căpșuni, au fost așa zis și căpșunari și pe o suprafață de 3.000, 4.000 de metri, 5.000 de metri, că de avea în curte, au făcut solarii să facă căpșuni. Deci n-am putea noi, cei care au plecat în Spania cu experiența pe care au căpătat-o acolo în această zonă de căpșuni, să-i aducem înapoi acasă, să le punem la dispoziție aceste facilități fiscale și astfel să avem să producă pentru români și pentru România. Astfel vom încerca să echilibrăm și balanța comercială pe care noi o avem pe minus pe acest segment. Deci ziceți că undeva în iunie, cel târziu, această inițiativă legislativă va fi depusă? Noi o depunem acum, în 2-3 săptămâni. Misiunea este felul următor. Ar trebui să amintim și de acea secțiune din proiectul Startup Nation care se adresează strict tinerilor care se întorc din Europeană acasă. Deci noi încercăm să creăm măsuri. Discutam un pic înainte de emisiune că așteptările sunt mari, e clar. Nici noi nu mai avem răbdare să nu avem autostrăzi, să ne credeți. Nici noi nu mai avem răbdare să nu mai avem să începem o dată să construim spitale. Eu sunt expert în achiziții publice și vreau să vă spun că ceea ce am văzut în anul 2016 în România, pentru mine a fost o mare dezamăgire. Să stai un an de zile să nu autorizez nicio autoritate de management, să stai un an de zile la guvernare să nu întreprinzi nicio măsură ca din exercițiu final, din exercițiu financiar, multianual, până în 2020, să nu întreprinzi nicio măsură să încerci măcar să iei un euro, dar până să ajungi să iei un euro de la bancă, de la Uniunea Europeană, trebuie să îndeplinești niște condiții. Nu s-a făcut nimic. Nu vreau să dau vina pe proasta guvernare, pe reaua guvernare. Dar suntem în această situație și atunci a trebuit să recuperăm. Am recuperat deja, așa cum s-a spus și în exercițiul financiar trecut 2007-2013, când am venit noi în 2012, până în 2015 am ridicat gradul de absorbție la peste 90%. Cu siguranță, dacă românul va considera că noi trebuie să guvernăm și din 2020 încolo, vă garantez că la fel va fi rezultatul, poate chiar și 100%. Domnule deputat, dați-ne vești despre pasajul de la Drajna. După cum știți, mi-am luat ca și obiectiv îndeplinirea acestui deziderat. El e la finanțare. El este trecut la finanțare, dar nu așa cum au spus colegii noștri din opoziție, că au făcut amendament și parlamentarii PSD au votat împotriva amendamentului. Nu. El a fost trecut în bugetul de stat și pe anul 2019. A fost ridicat pe SICAP pentru achiziția studiului de fezabilitate. A fost depusă o ofertă, este un singur ofertant
pentru acest studiu de fezabilitate. Sperăm că în 4-5 luni de zile acest SF va fi gata și se va merge cu el în comitetul interministerial de la Ministerul Dezvoltării pentru urmarea procedurilor legale, ceea ce înseamnă licitații și așa mai departe. Deci noi sperăm ca la sfârșitul anului, la începutul anului viitor, să înceapă construcția acestui pasaj de la Drașna. V-am spus că le-am ca obiectiv ca și parlamentar de Călăraș și vă promit și promit călărașinii că îl ducem la capăt. Și portul turistic e proiectul de suflet. E inițiativa din Consiliul Județean împreună cu domnul Bogdan Georgescu. Da, este un proiect era de hotărâre. Era consilier județean atunci, așa. În 2015 am făcut acel proiect de hotărâre, nu au fost banii atunci sau poate nu s-au susținere avut suficientă. Și n-am avut susținere noi fiind noi ne fiind PSD-ul, ne fiind majoritar în Consiliu. Vă spun că acest proiect de investiții este prima investiție guvernamentală care vine în Călăraș după 28 de ani pe acest segment de infrastructură turistică. El se află în bugetul Ministerului Turismului printr-un credit de angajament. Este vorba de 73,8 milioane lei. Urmează ca în săptămânile următoare domnul ministru Bogdan Trif să vină la Călăraș să facă anunțul despre această finanțare a portului turistic de la Călăraș. Și cred că noi, călărășenii și cei care domiciliem și nu numai, merită această investiție. Merităm și Călărașul, noi condiții egale, și, da? Și Călărașul să fie trecut pe harta turistică națională și internațională în ceea ce privește acest și investiții segment de anvergură, pentru că, din păcate, nu s-au prea văzut la Călăraș, așa că așteptăm cu nerăbdare. Noi, cei de la PSD, promitem aceste investiții și vă spunem că ne ținem de cuvânt. Mulțumim pentru prezența în această emisiune. Mulțumesc frumos pentru invitație și doresc tuturor locuitorilor județului Călăraș multă sănătate și numai bine. Mulțumim, o zi plăcută.